Daniel și Samantha, mă simt binecuvântat de Dumnezeu și onorat să fiu la nunta voastră. Uitându-mă la voi, îmi dau seama ce repede am trecut prin ani, ce repede îmbătrânim, parcă prea repede se face târziu în viață. Acum 24 de ani, proaspăt fiind venit în America, Fiind la biserica Happy Valley, fratele Daniel împreună cu sora Florica, familia Ionel, au venit într-o duminică cu Ionel ținându-l pe brațe și aducându-l înaintea Domnului la binecuvântare. Am avut harul acesta să-l țin în brațe, să mă rog pentru el și mă bucur că Dumnezeu a ascultat rugăciunea. Și cred că o va asculta și în continuare. Tot în aceeași perioadă, puțin mai târziu, familia Popovici, Romeo și Lidia, au venit cu binecuvântarea lor în casa Domnului și din nou am avut harul ca să o țin și pe Samantha în brațe, să mă rog pentru ea și mă bucur că amândoi sunt în casa lui Dumnezeu și astăzi sper că ne vom ruga iar pentru voi și cred că Dumnezeu, cum ne-a ascultat acum 24 de ani, ne va asculta și de aici înainte și va revărsa binecuvântarea peste voi. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Familia Popovici, fratele Romeo, îl cunosc de când era copil, de când era micuț, venea în localitatea unde eu am crescut, pentru că tatăl lui, suntem și rudenii, îl aducea de multe ori la bunici. Și fiind acolo eu, diferență de vârstă, dar totuși îl țin minte bine din acea vreme. Apropo, bunicii tăi, Samantha, din România, fratele Simion și sora Valerica, vă iubesc foarte mult. Și mi-au zis să transmit cele mai dulci binecuvântări din partea Domnului vi le doresc ei. Vă iubesc foarte mult și se roagă ca Dumnezeu să binecuvânteze decizia voastră și drumul vieții. Dumnezeu să vă binecuvânte. Dragii mei, aș dori să-mi intitulez mesajul ce să practicați sau să practicăm în viața de familie. Sunt multe lucruri pe care le practicăm și n-ar trebui să le practicăm în viața de familie. Interesant, familia este o instituție pentru care nu mergem nici măcar o zi la școală. Nicăieri nu suntem învățați cum să ne comportăm în viața de familie. Cu toate că familia este cea mai importantă, chiar dacă pentru societatea contemporană familia tradițională a devenit neimportantă și se încearcă o nouă formă de familie, ca și creștini, suntem convinși că ceea ce a stabilit Dumnezeu rămâne stabilit. Că acest unicat stabilit de Dumnezeu nu poate fi distorsionat. Nu poate fi schimbat. Că Dumnezeu a făcut familia să fie frumoasă așa cum este ea. E frumos să vezi un băiat și o fată că se căstoresc. Și nu altfel. E așa de frumos această lucrare pe care a făcut-o Dumnezeu. Te uiți la ei și sunt așa de frumos. Și cred că îmi dați dreptate, nu? Și noi arătăm bine. Dar ei arată foarte bine. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Ce trebuie să practicăm noi, ca și creștini, în viața de familie? Ce ar trebui să practicăm, dacă cumva nu practicăm? Și ce să practicați voi? Iată, mi-am notat aici câteva lucruri. În primul rând, practicați comunicarea. Trăim într-o lume digitalizată, când suntem atacați în domeniul chiar acesta al comunicării. Există câțiva dușmani ai comunicării. Țineți minte ce vă spun. Unul din dușmanii comunicării este chiar această eră digitalizată. Bărbatul nu mai comunică cu soția, cu... numiți-l cum vreți, partenerul de viață, soția, nu mai comunică sau invers. Este prea ocupat uneori să se uite poate la TV, la un meci sau pe telefon și în această eră digitalizată în care comunicarea al vedea pe cel cu care comunici este mai puțin important, mai ales atunci când vrei să-i transmiți mesaje care nu-ți plac, mai bine îi transmiți un text message pentru că nu-i vezi nimica feței. Nu trebuie să te consumi, să-i explici nu știu ce, ci doar cu un text message crezi că ai rezolvat problema. Cum ați ajuns voi să vă căsătoriți? Prin comunicare, nu? Ați vorbit unul cu celălalt. Că nu cred că numai așa v-ați uitat unul la celălalt și te-ai și dus și ai făcut un propozit la el. Vreți să ne căsătorim? Gata. Fără să discutați unul. Ci ați discutat foarte mult. Ați comunicat foarte mult. Multe lucruri în familiile noastre s-ar rezolva dacă noi am comunicat unul cu celălalt. Multe lucruri în biserică s-ar rezolva dacă s-ar comunica. De multe ori păstorul, păstorul, este judecat pentru că nu se comunică cu el, ci așa, ne trec anumite idei prin cap și credem noi că ceea ce credem chiar e realitate. Uneori poate fi o fantezie, poate fi o irealitate, pentru că nu comunicăm. Dacă s-ar comunica, foarte multe lucruri s ar rezolvat. Vedeți Dumnezeu, Dumnezeu când ne-a creat pe noi, ne-a creat uh, cu acest mijloc de a ne transpune sentimentele, uh, lucrurile interioare, și anume comunicare. Comunicăm verbal și comunicăm non-verbal. Uneori comunicarea verbală poate să mintă. Poți să-i spui unui om că îl iubești cu toată gura. Dar comunicarea non-verbală nu minte niciodată. Asta e comunicarea gestuală. Vedeți, în permanență comunicăm. Comunicăm prin mimica feței, da? Când mă uit la dumneavoastră, îmi dau seama dacă vă interesează mesajul sau nu, prin felul cum vă uitați înspre noi, când predicăm. Că dacă te uiți la oameni și îți comunică prin mimica feței o plictiseală, o, un dezinteres, îți dai seama imediat, fără cuvinte, Degeaba se spune după, vai ce fain ai predicat. Bă, eu știu că el nici nu s-a uitat la... Nu l-a interesat. Dar el zice, A, să dea bine. Comunicarea asta non-verbală, nu minte niciodată. Daniel, de fiecare dată când vii acasă, cum te uiți la Samantha, cum o să te uiți, face 90% din comunicare. ce îi spui e 10%. Dacă vii cu o față senină, dacă vii zâmbitor acasă, deja i-ai și transmis mesaje pozitive. Dacă vii cu o față încruntată, supărat, i-ai transmis alt mesaj. La fel și tu, Samantha, contează cum îl aștepți acasă. Dacă o să-l aștepți zâmbitoare, așa cum îl așteptai când te curta, dacă îl aștepți cu o față așa senină, ca de soare, când e la miaz, luminată, am uitat să comunicăm. Să comunicăm gestual. Comunicăm prin îmbrăcăminte, nu prin ținută. De ce la nuntă se îmbracă mireasa în alb? Bine că nu se îmbracă în negru. Pentru că transmitem mesaje. Alb înseamnă puritate, bucurie. Transmitem mesaje. Biblia spune atât în Colosen 3 cu 13, cât și în Efesen 4 cu 32. vorbește despre două aspecte. Unu, despre a vorbi unul cu celălalt și doi, despre a vă ierta unul pe celălalt. Practicați comunicarea în familie. Vorbiți unul cu celălalt. Că dacă vorbiți unul cu celălalt, o să vă auziți. O să puteți construi. Nu vorbiți în așa fel unul cu celălalt încât să asculte doar vecinii să nu vă ascultați unul pe celălalt. Un al doilea lucru care să-l practicați în familie, practicați iertarea. Aș vrea să te întreb, Samantha, de când discuți cu Daniel, ți-a greșit vreodată? Sincer, a greșit, nu? Daniel, tu de când discuți cu Samantha, ți-a greșit vreodată? Ți-a greșit, da? Și ați putut să vă iertați, nu? Păi da, că altfel nu erați aici. Știți ce mult contează iertarea? A greși se spune că e omenește, însă a ierta este dumnezeiește. Există oameni care nu pot să ierte niciodată. Ei pot scuza. Dar nu pot ierta. Știți când se vede lucrul acesta? Când acea persoană, față de persoana căruia și-a cerut iertare, mai greșește odată. Și atunci, Există acel principiu care există în America. Știi, prima dată în America, dacă ai greșit, ai circunstanțe atenuante. Legea te poate ierta. Dacă ai un lawyer bun și știe să lupte pentru tine, dacă ai săvârșit o infracțiune, nu știu ce ai greșit, poate nu e așa de mare, legea prima dată îți acordă circunstanțe atenuante. Dar dacă ai greșit a doua oară, oricât de bun ar fi lawyerul ăla, nu te mai iartă și se ia și greșeala primă, care ai făcut-o, se adaugă la greșeala a doua și apoi ți se dă verdictul. Așa sunt unii creștini, scuză, dar nu iartă. Și dacă te-ai duce să-i spui, auzi, iartă-mă că am greșit, el zice, te iert. Dar dacă, ai, dacă cumva printr-un accident i-ai mai greșit odată, îți va aduce aminte de prima greșeală, de a doua sau de știu eu. Practicați iertarea și iertare înseamnă să alegeți să și uitați când celălalt va a greșit. Căsătoria nu este pentru oameni perfecți. Căsătoria este pentru oameni imperfecți. Voi ați intrat într-un atelier și unul și celălalt ca să deveniți perfecti. Așa spune Biblia. Și cei doi, se folosește și un verb la viitor acolo, și cei doi se vor face un singur trup. Ei nu sunt un singur trup acum. Și azi și mâine și peste 10 ani și peste 20 de ani, voi tot o să vă faceți un singur trup, până când ajungeți la desăvârșire. Și când ajungeți la desăvârșire, vine Domnul și vă ia în împărăția lui cerească. El ne cioplește. Cel mai bine, știți unde ne cioplește Dumnezeu? În familie. Prin soție și prin soț. De câte ori m-a cioplit soția? Și bine a făcut. Și rău a făcut dacă nu te-a cioplit și pe tine. De câte ori te-a cioplit soțul? Pentru că în familie e locul unde suntem originali. Acolo unde dăm măștile jos, suntem originali. În societate purtăm măști. Practicați iertarea. În al treilea rând, promovați iubirea. Iubirea nu trebuie să fie numai până la căsătorie. Există tineri care până la căsătorie au impresia că atâta se iubesc, nu-i mai poate desparte nici tata, nici mama, nici biserica și după căsătorie nu-i mai poți ține împreună. Iubirea trebuie promovată. Există o formă de iubire în perioada curtării. Nu? Când aproape fiecare zi îi du duci flori. După ce te-ai căsătorit, poate nu se întâmple ca în fiecare zi să-i duci flori, o să-i duci odată la o lună. Pentru alții, odată la un an. Pentru alții nu vreau să stârnesc probleme. Dar iubirea trebuie promovată. Și a promova iubirea înseamnă a avea un cuvânt bun, un cuvânt frumos, a avea un gest frumos. A face anumite lucruri încât iubirea să nu moară. Iubirea e ca un foc. Dacă nu o întreții, se stinge. De aceea, promovați iubirea. Nu vorbesc despre o iubire erotică după care aleargă lumea întreagă. Sunt tineri care se căsătoresc doar din punct de vedere erotic. Adică se uită la ea și zice ce bine arată. Se uită la el și zice ce bine arată. Și după ce se căsătoresc, ajunge ea să nască un copil, datorită nașterii, poate trupul ajunge să se deformeze, nu se mai plac ajung că nu se mai iubesc și prin motive puierile, nepotrivire de caracter, ajung să se despartă. Ca și creștini, noi nu promovăm o iubire firească, ci când vorbesc despre promovarea iubirii, e vorba de a promova o iubire dumnezeiască. Iubiți-L pe Dumnezeu și cu cât îl iubiți pe Dumnezeu mai mult, veți ajunge să vă iubiți unul pe altul tot mai mult. Dumnezeu să vă ajute! Perpetuați răbdarea. Un alt lucru care să-l aveți în familie. În familie îți trebuie multă răbdare. Știi, Ioan Crisostom spunea, răbdarea este regina virtuților. Trăim într-o lume a fast food-ului, a drumurilor rapide, a mâncării rapide, dacă se poate chiar și a bisericii rapide. Slujbele să fie cât mai scurte, predicile cât mai scurte, totul să fie fest, iute, rapid. Unde este răbdarea? Colosen 3 cu 19 spune așa, bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Și la un moment dat spune așa, și nu țineți necas pe ele, adică ură, nervi ciudă. Găsiți orice sinonim. Ce aveți răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are motiv să se plângă de celălalt, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos. Daniel, o să-ți trebuiască multă răbdare. Nu știu cât ai. Și la fel, și ție, Samantha, va trebui să aveți răbdare unul cu celălalt. O să descoperiți lucruri care nu le-ați descoperit în perioada asta când v-ați curtat unul pe celălalt. Dar să aveți răbdare. În povestea tata cu mama, zice, când ne-am căsătorit, zicea tata, eu am crezut că mamă ta știe să gătească. Dar am aflat că niciodată n-am întrebat-o în perioada curtării, mă, tu știi să gătești. Zice, nu m-am gândit la asta. Dar după ce ne-am căsătorit, o veni foame așa la noi și o trebuit să gătească mâncare. Și zice, mi-o vine mie poftă să mânc sarmale, ca la mama acasă. Însă, zice, mama ta, habar n-avea să facă sarmale. Și zice, o sunat-o ea pe mamă sa și o întreba, mamă, cum se fac sarmale? Și mama, eu i explicat cum se fac sarmale, dar zice, totul a fost ok până când am ajuns să împachetăm sarmalele alea. Numai nu stăteau împachetate. Și zic, ce ați făcut? Păi zice, noroc că am avut răbdare eu. Și zice, a avut și ea. Zice, am început să le legăm cu ața și într-o parte și în alta. Le-am legat cu ața, le-am pus la foc și zice, au fost cele mai bune sarmale care le-am mâncat vreodată. Răbdarea te va ajuta să înveți lucruri care n-ai știut să le faci înainte. Și ultimul lucru care vreau să îl subliniez. Știți ce să mai practicați în viața de familie? Să vă prețuiți unul pe celălalt. Prețuiți-vă. Noi ne prețuim copiii foarte mult și ne neglijăm unul pe celălalt. Dar nu uitați copiii, se căsătoresc și se duc. Mâine, poi mâine, frate Romeo, sora Lidia, familia Ionel, o să vedeți că se duc și rămânem numai noi. Și atunci rămâi tu cu băbuța ta și tu cu moșuțul tău. Și o să mai vină ei din când în când să vadă ce fac babacii, cum o duc. Din păcate asta ajungem. Vrem sau nu vrem să credem, asta e realitatea. Deși îi iubim, îi iubim pe copiii noștri și le vrem cel mai bine. Că de aia am luat două geaburi. Ca să le putem cumpăra mașină, să-i putem purta la școală și să muncim din greu. Dar, în final, tu rămâi cu ea. Rămâi cu el. Prețuiți-vă unul pe altul. Știți, mi-a plăcut o întâmplare și cu asta o să și închei. Oliver Cromwell a fost unul dintre cei mai uh, severi conducători pe care i-a avut Anglia. Și, la un moment dat, pentru că Anglia era frământată de probleme economice, probleme de război, tot felul de probleme. La un moment dat avea probleme și armata. Nu aveau bani să-și plătească soldații. Și Oliver Cromwell, când a venit la putere, a scotocit tot ce a putut în Anglia ca să adune aur, să facă un fond financiar cât de puternic mai putea și a fost foarte sever cu soldații în armată. Generalul a dat ordin. Dacă un soldat din armata engleză își va permite să vină în Pluton, turmentat, biat, consecința va fi moartea, va fi spânzurat. În fața tuturor celorlalte Plutoane. Și s-a întâmplat că unul s-a îmbătat, tânăr căsătorit, dus în armată, nu știu cum a reușit cu prietenii ce s-a întâmplat, că s-a îmbătat și a ajuns în Pluton turmentat. L-a observat Cromwell și imediat a ordonat a ordonat execuția lui. Înainte să fie spânzurat, în mijlocul orașului, acolo era înălțată acea spânzurătoare, și undeva la o distanță de câțiva metri era și o biserică care avea o turlă, și înainte să fie execuția, trebuia să se tragă clopotul puternic, ca tot orașul să se adune și să vadă execuția, și în același timp severitatea generalului și seriozitatea în a lua. Fiecare soldat, în serios, ordinul generalului. Clopotarul nu auzea bine, era surd. S-a dus la ora stabilită, la timpul stabilit și a început să tragă de frânghia clopotului, ca acel dangă de clopot să se audă în tot orașul și oamenii să se adune. Însă, spre mirarea tuturor, nu se mai auzea niciun dangă de clopot. Generalul a trimis pe cineva să vadă dacă clopotarul își face datoria. S-a dus cel trimis, l-a văzut pe clopotar că trăgea din plin de frânghie, însă nu se auzea niciun dangă de, de clopot. S-a urcat emisarul trimis până sus în clopotniță să vadă a furat cineva clopotul. Sau ce se întâmplă că nu se mai aude niciun dangă de clopot? Când a ajuns emisarul sus în clopotniță, de limba clopotului, era femeia soția acelui soldat, care de câteva ori s-a dus să ceară circumstanța atenuante generalului și a spus te rog, lasă-l pe soțul meu liber. S-a întâmplat greșeala doar iartă-l Ia de data asta. Suntem proaspeți căsătoriți. Vrem să ne întemeiem și noi o familie. A venit la luptă, a venit, a lăsat totul și a venit aici ca să lupte. Te rog, acordă-i circumstanțe atenuante de data asta. Și generalul a fost de neconvins. Femeia aceasta ținea strâns de limba clopotului și cu mâinile însângerate ținea cât putea de limba clopotului să nu se audă niciun dangăt. Vestea a ajuns vertiginos la general, și generalul a fost atât de impresionat încât i-a acordat soldatului eliberarea, bineînțeles. Și a spus: Dacă toate soțiile din țara asta ar ști să-și iubească soții, cum și-a iubit această femeie, soțul, dacă ar ști să țină de limba clopotului și să nu dângăne în oraș și să nu se audă atunci când soțul face o greșeală, ci să-i acopere greșelile, altfel ar arăta țara mea. Și vreau să spun, Samantha sau Daniel, când se va întâmpla o greșeală între voi, puneți mâna pe limba clopotului și să știți numai voi și Dumnezeu. Căsătoria E ca și două arce de foarfecă. Întotdeauna ți se pare că se mișcă în sens diferit. Dar să știți că taie pe oricine se întrepătrunde. Între voi să fie unul care poate să pătrundă în intimitate, Dumnezeu. În afară de Dumnezeu, n-aveți pe nimeni. Doresc din toată inima aceasta să promovați în familia voastră comunicarea, iertarea, iubirea, răbdarea, și să vă prețuiți. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi și pe noi toți. Amin.